spital, o fată de 16 ani a murit după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc. Medicii chemați în ajutor n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis un dosar pentru moarte suspectă, iar anchetatorii au în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii. Potrivit unor martori, tatăl fetei era în casă în momentul în care s-a produs nenorocirea. Medicii s-au chinuit minute în șir să o salveze pe fata de 16 ani care a căzut de la etajul 2 al unui bloc din sectorul 2. Din păcate, adolescenta nu a mai supraviețuit. Părea liniștită. Se plimba mereu cu un câine. Cu cine locuia? Cu bunica sa și maica sa, în câte știu. Da. Nu știu, doar de câte ori am văzut-o, doar cu cele două. Doamne, deci noi avem nepoți, avem, da, și ea, și tot, da. Doamne, ferește de așa ceva. Tatăl fetei ar fi fost în casă în momentul în care s-a produs tragedia, spun martorii. Totodată, vecinii povestesc că în apartament s-ar fi auzit țipete. S-a auzit o alarmă, voci de bărbați vorbeau tare, am ieșit din casă că nu știam cine face scandalul ăsta și pe urmă am zis că s-a aruncat fata. Păi, bă, costă mai mult de închiriat. Asta mă nu schiriași decât, adică decât ar fi localnici din cartier. Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă. Polițiștii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii.